Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Ațam, ăsta și soare la noi, că ne trebuie ochelari de aia negri. E soare, dar e un pic fric. Și am dus pe Mateo la școală. Am luat-o pe mami, care azi și-a pus ruj. Ca să vă arăt rujul în mami. Termină! Și eu mi-am pus ruj, mi-am rujat amândouă. S-a plecat la agățat. N-am plecat la agățat, ne ducem într-un magazin. Ne plimbăm un pic. Mai vedem ce am mai băgat pe acolo. E un magazin pentru casă. Are mobilă, are și îmbrăcăminte, dar majoritatea e mobilă. Și chestiile astea pentru casă, jucării, farfurii, minuni de-astea. Poate vă arăt pe acolo ce are. Are un urmă de minunății. E stil Ikea, așa. Și un pic de trafic astăzi. Vreau să vă mulțumesc că m-ați votat la acel concurs. Concursul se termină pe 4 decembrie. Mi se pare că în fiecare săptămână se dă voturile la zero. Dar oricum, la sfârșit, nu câștigă cine are cele mai multe voturi, dar aleg ei trei găgici și astea trei fete câștigă un serviciu fotografic pentru o revistă, ceva de genul ăsta. Bine, vă dați seama că nu o să aleagă cu babă ca lui. Oh, tu, e un mega decor, cât cață! Azi, e antibagul, am unul în spate care mi s-a lipit de curul meu aici. Afan curul, divișel. Tubile. La băieți. Mă, tău, ai mai găsit două băieți de pantaloni acolo? Că nu-i scosese nu, după aia de ea. Trebuie niște bluze de termin mai grosi un pic. Ai înțeles? Așa. Nu în plovere, că nu... E scârbă mie de plovere. I-ai băgat în cap un... cardigan. Va bine. A, dar aici ai în lotul voastră. Am o să vă rog bucătării de pe aici. Când s-o murdări cu astea că e... E în relief, e înăuntru? Da. S-o murdărește pe aici? Nu, ce spală pe acum.
mai sunt pe la mătușită. Că da, mai aici. Dar trebuie văzut și pe ce vrei să sunt ca să ai o fix sau pe celular, da? Ei, cred că ți-l trimite acasă contractul, nu pune că am la ea așa. Da, ți-l trimite. Vrei, eu, nu? Scade, iar adaugi, iar scade, iar adaugi, cât vrei tu să duc. Și aproape de 5 minute înainte de terminare, separat, tu îți prepari ce ingrediente vrei acolo. Ulei într-o tigaie, călești ciupercile, pui usturoi, scoți usturoi, da. Și după aia 5 minute, 10 minute, 5 minute înainte să se... fac orezul, adaugi chestia asta. Mai dai 5 minute în foc. Nu, arăta odată risotto radicchio rosso. Bun, e amar un pic rădăcină, e radicchio, e varză roșie. Varză roșie, dar e amar. În România nu e amar. Și nu e varză roșie, dar rotundă, dar asta e lung, așa. Ăla e radicchio rosso. Este varza roșie. Nu, este ca salata. Calea de-a lungi, da. Așa, dar mai mici. Și are decât pe frunzele alea cu roșu și e amar. Dar e bun, că se face cu radicchio și cu nuci. Făcea, dar rămâne un pic amar. Reclamă la delicat, de fapt, și făcea risotto cu radicchio. Senza da tostare, se fa, da, se face super, da, è bellissimo. Questo è lo
zic că nu facem mâncărurile, dar te-a putut nervii când îți bagă un vagon de... Are prea multă procediment. Da, ingrediente, un vagon, pui și de la pui și de la pui și de la și așa. Am citit într-o zi? Că dacă, până la urmă, a, zis că să iei pață de apă. Da, da. A, nu că nu s-a la... Să pui la murat. La murat. Gulaș șardelenesc. E tocana noastră, numai că pune și usturoi în tocănița aia. Tocana cu ceapă? Cu ceapă, dar îi zice gulaș șardelenesc. Era tocana cu ceapă și carne și cu usturoi și îi punea și ardei iute și boia de ardei și e un pic picantă, e așa. Dar e exact tocănița noastră. Tocănița care ce niște tocănițe de ceapă cu niște coaste de la cras. Să plutească uleiul deasupra. Da, da, să plutească cu mălină. Să mălânci cu mălină, vreau, dar de ceapă. De cam de ceapă, cu carne. Ăsta la ăștia, carnea grasă de porc, cum e panceta aia, e aproape cât uștul la ăștia. Dar nu-i grăsime multă, mamă, că la mea îți pare un jumătate carne, că ea nu... Ăștia o face cu vânătoare, ca cine. Grăsimea aia cu... Fie nu care grugile alea de carne mai... Trebuie să iei cu oanceale, ca să iei numai grăsime. Dar cu oanceale... Am intrat în post! Asta e. Ai văzut că și tărtăreța știa că Cuarezma. Era a zis, a zis că Cuarezma, nu, Cuarezma la Paște. Asta era altceva, nu știu cum i-a spus. Nu senti. Eu cred că mâna era cită. Ai, că și ta se vede. Haideți mă să vă arăt ce am cumpărat. Am luat hârtiuță pentru cadouașe. Am luat două chestii din astea pentru care se pun pe masă ca să se iei micul dejun. Am luat setul ăsta pentru o casă, pentru ulei, oțet, sare și piper. După aia am luat ceșcuțele astea, îmi plăceau la nebunie. Așa. Am mai luat un telefon de casă, niște teluri. Am luat chestiile astea două îmi plăceau la nebunie, sunt cu argintiu așa și are sclipici. Am luat setul ăsta de lumânări. Așa. Am luat două lumânări din astea de vanilie. Cănuța asta. Și setul ăsta de funduri pentru bucătărie, de dețeau 3. Și restul am fost la Lidl și am mai cumpărat de mâncăruță, niște alune, mai multe chestii. Și cam atât. Vă pupăm, ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!